Purtătorul de cuvânt al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, medicul Vasile Semeniuc, a declarat că vor fi noi prevederi la târgurile de animale. Noi, în județul Suceava, avem două situații. Avem o situație în care anumite târguri sunt autorizate sanitar veterinar, funcționează, având anumite condiții impuse de lege, și avem comune care nu sunt autorizate și în care totul se desfășoară activitatea de comercializare a animalelor. Când vorbesc de târguri, sunt două situații iarăși diferite. Sunt târguri care aparțin comunelor și târguri care aparțin unor agenți economici privați. Legea sanitară veterinară privind funcționarea târgului este unitară, nu face diferență, indiferent a cui este sau cine este proprietar. Noile prevederi care trebuie aplicate în aceste târguri sunt obligatorii. În caz contrar, se va lua măsura de sancționare contravențională atât asupra primăriei pe raza căreia se desfășoară târgul, cât și asupra agentului economic. Târgurile trebuie să fie asigurate, certificate, autorizate sanitar veterinar, controlul certificării, precum și asistența medical-veterinară prin contract încheiat de administratorul târgului, care este reprezentantul primăriei sau a privatului, cu un medic veterinar de liberă practică împuternicit. Aici să facem o clarificare, un pic să înțeleagă reprezentanții sau administratorii. Administratorii sunt persoane numite de patron sau de primării. Însă, cel care ia decizia finală sunt titulare, primăriile, primare sau patroni. Dumnealor trebuie să înțeleagă că aceste târguri pot funcționa de aici încolo numai după ce respectă aceste condiții. În caz contrar, se vor aplica măsuri legale. Fiecare târg trebuie să aibă încheiat un contract cu un medic veterinar care prestează activități, având un spațiu la intrare unde verifică documentele animalelor, le notează într-un registru, după care, dacă acestea sunt vândute, emite un certificat de redirijare, iar animalele care se reîntorc sunt vizate de către medic. Există un program național, iar medicul trebuie să aibă acest program de la DSV, deci vine acel medic, copie programul de la DSV, este instruit și va opera în aceste târguri. Este la nivel național și este obligativitatea târgurilor care funcționează. Nu este dorința noastră, este o chestie legislativă, obligatorie pentru toate târgurile. Mai departe, să funcționeze după un program avizat de către Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentului competent. Teritorial, program armonizat cu prevederile contractului prevăzut anterior. Deci aceste târguri vor funcționa și vor fi verificate periodic în funcție de programul pe care este stabilit de comun acord dintre titularul târgului și reprezentanții ADSVSA-ului. Programul privind funcționarea târgului de animale vii se aduce la cunoștința deținătorilor de animale prin mijloace de informare locală și se afișează într-un loc vizibil potrivit legii, inclusiv la intrarea în incinta acestuia, alături de următoarele informații: numele târgului, datele de contact al Direcției Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor Județene, respectiv a Municipiului București, sau ale medicului veterinar oficial zonal. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor mai are în teritoriu medici veterinari oficiali care verifică la rândul lor doctorii care au contracte cu târgul respectiv, dacă se respectă legea. Târgurile trebuie să dețină o singură poartă de acces. De ce trebuie să fie o singură poartă? Fiindcă în momentul în care sunt trei porți, trebuie să avem trei medici. Atâta timp cât există o singură poartă, un singur medic pe care intră, și asta este ca să poată să fie controlat, da? La nivelul căreia se amplasează o rampă la poarta respectivă de descărcare, încărcare pentru animale, constituite materiale care trebuie să nu pună în pericol asigurarea condițiilor de bunăstare, adică să nu rupe picioarele, să nu cadă pe rampa respectivă, să poată fi ușor manipulat, urcat și coborât din diferite mijloace de transport. Rampa trebuie să fie dotată cu parapeți laterali, iar înclinația maximă poate fi de 20 de grade, respectiv 36,4 față de planul orizontal pentru porci, viței
și cai și de 26, 34, respectiv 50 față de planul orizontal pentru oi și bovine, altele decât viței. Atunci când înclinația este mai mare de 10 grade, respectiv 17, față de planul orizontal, rampa trebuie prevăzută cu un sistem constituit din șipci transversare ca să nu permită animalul să urce sau să coboare fără riscuri de dificultăți. Adică niște șipci transversare pe care să aibă aderență piciorul să nu alunece animalul. Târgurile trebuie să dispună de un spațiu amenajat pentru depozitarea cadavrelor de animale și să aibă încheiat un contract cu o unitate de neutralizare. Conform reglementărilor în vigoare, toate unitățile care au posibilitatea sau există posibilitatea de a produce cadavre, adică mă refer aici la crescători, la ferme zootehnice sau derivate din carne, cum sunt abatoarele sau așa mai departe, au obligativitatea, inclusiv magazinele, să încheie un contract cu unitate de incinerare. Sunt mai multe unități, nu dăm numele unităților, dar există obligativitatea prin lege că aceste cadavre să nu fie aruncate la buncăre, să nu fie lăsate pe marginea drumului. Există obligația să se anunțe reprezentanții al acestor unități de incinerare, ei vin cu mijloace de transport specifice autorizate, iau, se plătește o numită taxă și le incinerează sub control sanitar veterinar. Această obligație revine și târgului. Se presupune că ar fi posibilitatea ca să moară animale la aceste târguri în perioada când ele desfășoară târgul acolo. Atunci târgurile sunt obligate să anunțe aceste unități de incinerare în baza unui contract. Aceste trimit mașini, încarcă cadavrele care sunt și sunt dirijate spre incinerare. Mai departe, spațiul de comercializare a animalelor trebuie să fie delimitat de spațiile în care desfășoară alte activități. Sunt situații în care se vinde lemn, se vând haine, atunci spațiul unde se vând animale trebuie să fie delimitat și în special pe specii, adică unii se vând cai, unii se vând porci, unii se vând bovine, separate prin diferite garduri. Și să fie aplicate indicatoare în care se menționează speciile care pot fi comercializate în zona respectivă. Târgurile trebuie să dispună de facilitate necesară staționării, forajării și adapării animalelor, astfel încât să se evite expunerea lor la soare. Trebuie să se asigure o minimă mișcare liberă necesară fiecărei specii. Dispozitivele de adapare folosite trebuie să fie în stare bună de funcționare și să fie proiectate și poziționate corespunzător pentru categoria de animale. Se interzice funcționarea târgurilor de animale vii atunci când localitatea pe al cărei teritoriu este amplasat târgul este supusă unor restricții sanitar-veterinare. În momentul când este depistată o boală, sunt niște restricții. Se stabilește perimetrul în care se interzice mișcarea animalelor pe o anumită perioadă până se face stingerea bolii respective. Măsurile care vor fi aplicate în cazul nerespectării noilor prevederi se vor stabili împreună cu inspectorii de la Ministerul de Interne și Jandarmeria. Atenție însă! Se vor face controle țintă în anumite târguri din județul Suceava. Primarii vor fi anunțați că târgurile care nu sunt autorizate vor fi închise.